Doi boieri, doi mari, doi boieri, doi mari, o, Doamne, ca și doi drumari. Da ei cine sunt, da ei cine sunt, o, Doamne, e Iosif cel Sfânt. Cu Maria Sfântă, cu Maria Sfântă, o, Doamne, care așa cuvântă, o, Iosif mi-e greu, o, Iosif mi-e greu, o, Doamne, de acest drum greu, pe cale ieșire, pe cale ieșire, o, Doamne, și de-un plop de dură. Plopul să clăte, plopul să clăte, o, Doamne, umbra și-o trăje. Plopa furisât, plopa furisât, o, Doamne, să nu fi rodit, să crești tot în sus, să crești tot în sus, o, Doamne, căci umbra ne-ai dus. Pe cale ieșire, pe cale ieșire, o, Doamne, și de-un măr de dură, măru să clăte, măru să clăte, o, Doamne, umbra șoleță, măr blagoslovit, măr blagoslovit, o, Doamne, Tu să fii rodit, să crești în laturi, să crești în laturi, o, Doamne, și să aduci roduri. Urlă lupul pe butuc, dă-mi colacul să mă duc, de-mi da, de nu ni da, altul noi mai colinda, că-mi scurtă gubița și mă tem cu indieța. Bună dimineața, domnilor și domnilor, și Crăciun binecuvântat, vă spunem de aici, din studioul 4 al Televiziunii Române, astăzi de marea sărbătoare a nașterii Domnului, la această ediție specială a emisiunii Universul Credinței. În deschiderea ediției ați putut urmări un colind tradițional românesc din zona Maramureșului, interpretat de către starețul mănăstirii Bixad, părintele arhimandrit Emanuil Rus. Doamnelor și domnilor, timp de 2 ore și 40 de minute veți mai putea urmări în cadrul acestei ediții speciale, pe lângă reportajele, documentarele, interviurile pe tema Crăciunului și Sfânta Liturghie Arhierească de la Catedrala Patriarhală, slujbă oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Așa cum obișnuim la astfel de ediții speciale, la astfel de sărbători, avem și invitați în studio. Este vorba despre doamna Ioana Picoș-Făgădaru, actriță și militant pro-familie, colaborator al Asociației Studenți pentru Viață, și de către soțul dânsei, domnul Mihai Făgădaru, medic, teolog și în același timp președinte al Asociației Medicale Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Sfinții Arhangheli, toți. Sfinții Arhangheli, îi includăm pe toți. Nu în ultimul rând, colegul nostru Răzvan Bucuroiu, un jurnalist cu 26 de ani de experiență în media audiovizuală, dar și în presa scrisă. Bună dimineața tuturor și vă mulțumim că ați acceptat invitația să fiți alături de noi astăzi de sărbătoarea Crăciunului. Colindă, colindă, iată din colindători, florile de amar pe noaptea pe la cântători. Noi în seara de Amen.
Suntem la finalul transmisiunii noastre, doamnelor și domnilor, la finalul acestei ediții speciale de Crăciun a emisiunii Universul Credinței. Mulțumim Trinitas TV pentru că ne-au difuzat, ne-au dat ocazia să preluăm aceste imagini, să putem transmite astfel Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Colegilor noștri, de asemenea din regie, din Studioul 4, le mulțumim pentru participarea la emisiune și, bineînțeles, invitaților noștri, soții Ioana și Mihai Făgădaru și colegul nostru Răzvan Bucuroiu, jurnalist. Pe scurt, un gând acum la final despre această mare sărbătoare. Un gând scurt pentru cei care ne privesc este să găsiți liniște, să găsiți pace, să vă regăsiți, să vă apreciați, pentru că timpul este scurt, și tuturor românilor de pretutindeni vă urez un Crăciun binecuvântat, cu familiile voastre, dacă nu aproape, în suflet. Doamne ajută, și vă dorim tuturor telespectatorilor un praznic binecuvântat și sărbători binecuvântate.